Salutare tuturor, eu sunt Cosmin și bine v-am găsit la un nou minunat episod de pe acest nou minunat canal. În acest nou minunat prim episod vă voi prezenta canalul și vă voi spune ce veți vedea pe canal și pe fundal veți avea un chest opening de Clash Royale. Am strâns și eu câteva chesturi într-o săptămână, două, trei. Glumeam, de fapt mi-a luat o lună să vină Legendary chestul, deoarece acesta este contul meu mic. Iar pe contul mare sunt arena 10 spre arena 11. Tot încerc să pușez spre arena 11, dar de obicei pe la 3700-3750 dau de cei de level 13 și level 12 maxați. Și hai să începem videoul. După cum puteți vedea, avem aici un free chest, un crown chest, un magical chest. Avem un giant chest, avem un legendary chest, n-avem clan chest încă, dar avem un legendary chest de la 2v2 Mega Knight Challenge. Am păstrat acest chest pentru ocazia asta specială, pentru un nou început pe această minunată platformă și sper ca opening-ul să fie reușit. Dacă mă credeți, asta cred că este a 7-a sau 8-a oară când încerc să filmez. Încerc de vreo un sfert de oră să nu mă bâlbâi și cred că acum am va reuși. Și haideți să începem cu chest opening-ul. Avem mai întâi free chest-ul, din care vom avea 3 muschetiri și elite barbari. Da, sunt foarte buni, dar nu îi folosesc. Un crown chest, 4 gems, un ice golem, 16 bomber, dart goblin, folosesc, sunt foarte buni, și bats, și ăștia sunt foarte buni. Bun, ce avem noi aici? Voi deschide mai întâi giant chest-ul, gold, în sfârșit, minioni, zap, foarte bun. Și rachetă. În sfârșit am primit noua carte. Flying Machine. Opa. Da. Interesant. Am înțeles că seamănă foarte mult. Are același damage și viață cu moschetara, așa că e posibil să o puteți înlocui în decuri cu moschetara. Acum să deschidem legenda chest-ul. De când aștept să fac asta și suspans și Mega Knight. Wow! Mega Knight din Mega Knight 2v2 Mega Knight Challenge. Nu vine să cred, mai ales că sunt în arena nouă. Wow! Am Mega Knight-ul deja! Și din chest vom avea gold, un Mega Minion, 4 pompe, scheleți și Tornado. Foarte bun! Nu vine să cred, am primit Mega Knight-ul în arena nouă! Deja am aproape același număr de legendare ca pe contul mare, dacă mă credeți. Wow! Nu vine să cred! Chiar nu mă așteptam la asta. Da, e foarte bine că mi-a picat, mai ales că e foarte bun în arenele mici. Arena nouă nu cred că e așa mică. Wow! Avem Mega Knight. Da, să vedem patine. Mai alegem cu o legendară. Și acum vom deschide Magicalul. 1050 de gold. 3 muschetare. 3 muschetare, avem 34 de barbari, 6 Inferno Tower, nu va fi legendară, doar dacă vor veni toate epice, dar nu cred. Mega Minion și Prinț. Foarte bun. Și acum, al doilea Legendary Chest. Să vedem cine va pica din el și Ice Wizard. Prințesa! Wow!
Deci nu mă așteptam la legendarele astea două. Mă așteptam să pice dintr-un chest Sparky și din al doilea să-mi pice ori Electro, ori Lava. Wow, nu vine să cred. Acum ne vom uita în top. În top player și vom lua un deck random și vom da un battle, așa, ca prim episod. Wow, nu-mi vine să cred. A, normal că n-am, ce n-am? N-am logo. Ce avem aici? A, n-am logo. Wow. Și n-am logo. Mortar. A, foarte interesant deck-ul. Mega Knight. N-am Knight Witch. Hai, un deck vreau cu Mega Knight. Hai, Dream Mask, nu? Hai cu Mega, te rog. A, nu. Da, mai durează până o să găsim noi un deck-ul. Dacă nu voi face eu unul pe moment. Dream Mask, da. Dacă nu-i nici aici, voi face eu unul cu... Da. Pe 4. Lăsăm Electroizu. Lăsăm Zepo. Punem Ice Spiritul. Îi dăm upgrade. Facem de level 8. Și vom pune Bandita. Am și Bandita. Din... mi-a picat din... Clan Chest. Pe contul ăsta am avut foarte mari noroc la legendare, chiar dacă nu le am de level, de nivel 2, măcar am legendare. Uitați, am numai 2, 4, 5 aici și mai am Electro. Mai am Electro și Minero. Pot să-mi fac... Nu. Îmi trebuie și oglinda și pot să-mi fac un deck full legendare. Cred că într-un episod viitor cred că voi face asta. Wow, acum în primul episod sau și mă lălăi să fac un deck. E, e bun. Nu, Minerul. Folosim Bandita. Și normal deck-ul trebuia să mai conțină și elixirul, bă, pompă, pompa de elixir. Dar, având-o de level 1, cred că o să folosesc Flying Machine chiar și dacă am și pe asta de level 1. Să vedem ce ies cu deck-ul ăsta. Haide, dăm un battle. Să vedem cum ne descurcăm cu noua carte primită din Legendary Chest. Wow, deci nu vine să cred. Nici acum nu vine să cred. Îi spunem, îi urăm noroc adversarului nostru. Eu cred că o să aibă nevoie. Nu cred că va lăsa bandita să ducă pe turn. Wow. Mă gândeam că nu e posibil ca un jucător de nivel 10 să aibă Dark Prince-ul de level 1. Să vedem de ce e în stare Flying Machine. Nu da cine știe ce damage. Vom folosi Electro să oprim Bandita. Acum folosim și noi Bandita. Și s-a dus Bandita. Turnul cred că va fi luat dacă trimitem Mega Knight-ul. Pun Mega Knight, să nu pun Mega Knight. Hai, mai așteptăm. Punem P.E.K.K.A. în spate. Așteptăm să vină elixirul și punem Mega Knight-ul. Mega Knight-ul însoțit de P.E.K.K.A. și de Minion sau de Ice Spirit sau de orice altă carte care dă damage, e un push de neoprit. Doar dacă n-are
nu știu ce să aibă ca să oprească push-ul. Nu e un pericol executionerul. În schimb, de-aia scheletonul, da. Du-te, bandito, aoleu. Momentan o ducem bine, o ducem bine. I-am dat jos în turn. Cred că mă voi apăra. Opa, nu. Dăm zepul, chiar știu că n-are sens, dar îl voi pune. Punem electroizul și Ice Spirit, ne apărăm. Acum voi pune bandita și Mega Knight-ul aici. Oh, nu. Opa, n-am vrut să fac asta. Și acum sigur îmi va lua bandita de pe turn, da. Încă mai avem Flying Machine în viață, wow. I-am dat destul de mult damage. Punem o pecuță aici, o pecuță. Venim cu de toate. Și acum încercăm să îi luăm turnul. Cum facem? Trebuie Mega Knight aici sau nu? Și acum trebuie să ne ducem pe turn. Cum ne ducem noi pe turn? Haide! Ah. Băgăm aici bandita, știu că o va opri cu ceva, sper să nu oprească. Ah! Chiar... Din păcate n-am reușit să câștigăm în acest match, dar am făcut un egal foarte frumos. Mă așteptam să mă bată, de obicei în arena nouă primesc bătaie de la playerii de level 10. De obicei sunt maxați, nu ca băiatul ăsta. Cred că vom strica și deck-ul ăsta și voi face un deck full legendare. Și voi pune oglinda. Dar cred că în episodul următor sau în episoadele următoare. Da, bun, am înțeles că mi-arăți. Și cam atât cu acest nou minunat prim episod, cred că am repetat prim și minunat de vreo 5 sau 6, 7 ori în episod, nu contează. Și cam atât a fost cu el, eu am fost Cosmin. Ca într-un prim episod, nu vă cer să vă abonați sau nu vă cer să dați like, dar dacă vreți să vedeți ce voi face în viitor, v-aș sugera să faceți asta. Și... eu am fost Cosmin și ne revedem data viitoare.